3.000 de hectare de teren de la Ripiceni, stânca județul Botoșani, vor fi în sfârșit irigate după o așteptare de peste 20 de ani. Colega mea, Raluca Daria Diaconiuc, mi-a relatat că inima sistemului, adică stația de pompare, a fost vizitată azi de ministrul Petre Daia. Constructorii i-au dat asigurări că până la sfârșitul lunii va fi pusă în funcțiune. Stația de pompare a apei stânca Costești din județul Botoșani a fost inaugurată astăzi în prezența Ministrului Agriculturii Petre Daia. După 24 de ani vorbim de un sistem de irigații pentru acest județ. Pentru lucrări a fost alocată suma de 1,14 milioane de lei bani de la bugetul de stat. S-a pompat astăzi apă din prut printr-o conductă metalică de 56 de metri. Apa refulată a fost vărsată printr-un canal de 7500 50 de metri liniari. Deja sunt fermieri din județul Botoșani care vor beneficia de sistemul de irigații pentru o suprafață de 1050 de hectare din cele 3005 existente. Următorul pas va fi reabilitarea stației de repompare. Din 1994, fermierii din județul Botoșani folosesc doar motopompă pentru a iriga culturile, trăgând apă direct din prut.